Salutare călători, bine v-am regăsit după foarte, foarte, foarte mult timp de la ultima mea intervenție pe YouTube. Sper că v-ați bucurat de suportul meu pentru telefonul mobil, de suportul meu artizanal. Azi vă rețin atenția cu un unboxing al unei camere de bord de la Navitel, DVR-R 1000, o cameră de bord ce filmează Full HD, o cameră de bord ce filmează la un unghi de 165 de grade, o cameră de bord ce se poate conecta Wi-Fi cu smartphone-ul, o cameră de bord care suportă un card micro SD de până la 64 de giga, beneficiază de un senzor de mișcare, astfel încât în cazul unui impact sau în cazul unui șoc puternic, camera salvează by default ceea ce înregistrează. O cameră de bord cu GPS incorporat. Așa arată împachetată. Să vedem ce găsim înăuntru. Avem cutia, avem o bucată de material textil util pentru ștergerea lentilei camerei. Avem aici ceea ce pare a fi suportul care se montează pe parbriz. Se lipește, mai bine zis, deci nu este un suport cu ventuză, este un suport care se lipește de parbriz. Să sperăm că se și dezlipește la fel de ușor fără a lăsa urme. Este un suport magnetic, un suport prin care se poate face de altfel inclusiv alimentarea camerei. Are un port USB-B, dacă nu mă înșel eu. Ok, să vedem mai departe. Asta trebuie să fie camera. Așa arată camera. Are din față, din lateral are patru butoane funcționale. Un mic display și zona în care se atașează de suportul magnetic. Haideți să vedem cum se atașează. Așa, suportul magnetic permite rotirea camerei la 360 de grade, astfel încât să surprindeți ceea ce se întâmplă în jurul vostru când conduceți. Camera mai ascund de aici niște porturi, să vedem despre ce este vorba. Da, este un port USB și slotul pentru cardul micro SD. Ok, să vedem ce avem mai departe în pachet. Cablul de date și alimentatorul auto care intră în bricheta din bordul mașinii sau dintre scaune și cablu destul de lung. Din ce am citit în specificații, camera are bateria destul de mică. Asta înseamnă că trebuie alimentată permanent. Din păcate, cablu vine peste cameră și va coborâ pe bord, ceea ce înseamnă că va trebui securizat de parbriz și de bord cumva. Asta este camera. Urmează să o testez, să vedem cum filmează în condiții de nor, în condiții cu soare și așa mai departe. Ok, am instalat camera, se instalează foarte simplu. Se atașează suportul de parbriz, apoi camera, se conectează cablul de alimentare, se introduce în bricheta mașinii. La pornire pornește și camera. Dacă are card, îl va recunoaște, după care este gata de a fi folosită. Se navighează foarte ușor în meniu. De la butonul de aici. Iar din meniu se pot schimba o grămadă de setări, cum ar fi dacă să aibă sau nu semnal GPS,
dacă să se conecteze via Wi-Fi cu telefonul mobil, data, ora, calitatea videoului și așa mai departe.